Hola, ya estar aquí. Eu de aici îl pot influența, controlându-i capul, îi controlez tot corpul, dar puțin câte puțin îl îndepărtez de stimul și se hotărăște să vină. Ăsta este avantajul lesei retractabile și zgârzii în jurul gâtului sus, Am da? înțeles. Nu hamului. Așa îl trăgeam de ham, îi mutam tot corpul, avea senzația că acesta este un mascul necastrat. El va lua la fel mirosul. Acum miroase și vedeți cum se manifestă celălalt, cum dă din năsuc. Deci dă din nas să vadă ce statut hormonal are ăsta și în funcție de ce simte, vedeți? În funcție de ce simte, îl va considera un mascul cu care să se confrunte și va lătra la gard sau dacă este, îl simte ca fiind femelă, se comportă curtenitor. Pentru că hormonul din interior, da, care se activează în prezența acestui miros, îl va face să încerce să se etaleze ca mascul și să intre într-un comportament sau într-un ritual de curtenire, de împerechiere. Ok? Vedeți cum Da. contează foarte mult pentru el miros. Și acum începe să facă chiți, 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 da? Pentru că a simțit că ăsta nu mai este un mascul. E ca o tipă simpatică, drăguță. Hai Are să rănit ne... piciorul. Da, e rănit la picior probabil, sau are o problemă. Dar vedeți ce înseamnă comportamentul? Vedeți ce înseamnă că îi las libertatea să comunice? Da? Da. Și Vedeți asta ce face înseamnă mirosul. să îi las libertatea să comunice? Hai În să mod rănim. normal, acel cățeluș face foarte urât la gard. Da? Da. Hai să E, eu acum, rănim. printr-un stimul tactil, l-am desprins de acel stimul olfactiv și l-am Super. influențat. Comunicarea tactilă oricum în lumea lor este comunicarea de bază. Ei se suie cu labelul unul pe altul, se apucă cu dinții, se suie cu fundul unul pe fața celuilalt. Are ocazia să ia contact cu stimuli din mediu fără să mă tragă în lesă. Deci evită acea condiționare păguboasă de a deveni frustrat și de a trage, considerând că ne conduce și stabilește direcția de mers. Prin faptul că avem o lesă scurtă și el vrea să acceseze orice, că simte nevoie instinctiv să se informeze. Da? Și atunci, dacă am lesa asta, el poate accesa orice. Nu este o miză să meargă la picior, că am atâta spațiu, slavă Domnului, pe care îl pot exploata, Da. da? Indiferent unde sunt, Mai nu-i ales. nimic. Și se poate duce oriunde. Eu, la un moment dat, îl pot influența. De exemplu, acum l-am influențat, fac 2-3 pași înapoi și vine pe culoarul pe care îl setez eu. Haideți încoace. Și îl aduc într-o zonă de confort termic. Deci condusul din lesă și limitarea aceasta din lesă de la distanță îi aduce și o asociere pozitivă, că îl aduc aici în zonă de confort termic. Ok? Da. Dar am putut să-l deviez mai ușor din lesă și zgardă decât l-aș fi făcut-o din ham. Din ham întotdeauna are senzația că îi fuge pământul de sub picioare și se stresează, caută să-și recapete mai degrabă echilibrul decât să se hotărască să ne urmeze. Da? Pe când așa, eu îi ghidez doar capul și corpul întotdeauna urmează capul și totul este bine. Unul din secretele conducerii din les asta este să ai și un unghi favorabil între linia spatelui și linia lesei. Dacă este așa, cum este de obicei când stă în ham și este lesă scurtă, deci este mereu sub lesă, el trage. E Da. reflexul ăsta de a se împinge în zgard. Și atunci, da, strică gâtul, atunci forțează și are senzația, noi suntem simpatici și spunem, ai, că vreau genul la stâlp poza să fac un pipi, mă mai las tras 30 de centimetri, după aia mă mai las tras 3 metri. Și de fiecare dată când el mă trage cu forță, ajunge să-și ia recompensa pe care și-a dorit-o. A ajuns unde și-a dorit, trăgând. Și Trebuie. atunci se dezvoltă tipul ăsta De de comportament. comportament. Pe când, așa, el poate accesa ce vrea și eu când mă hotărăsc și am un unghi favorabil între linia lesei și linia zgârzii și linia spatelui, de exemplu, acum îl trag de zgardă, îl trag și își mută privirea de la un stimul, eu știu, vizual, care i-a captat total atenția. După ce
se alimentează cu informația vis-a-vis de acel stimul vizual, intră pe o anumită stare, după care se comută pe un comportament indus de acea stare și se duce de capul lui. Pe când dacă eu îi iau atenția de acolo și nu mai fixează acel stimul vizual, nu mai are când să intre nici în starea specifică indusă de acel stimul și nici nu se mai manifestă în comportament. Ce mai simplu. Acum putem iniția noi plecarea. Da? Și el pleacă, bine mersi, se duce unde vrea. Oricum nu știe mersul la pas, așa că n-are rost să-i cer ceva ce nu știe. Ce nu știe. Da? Și atunci, dar să-l influențez, să-l distrag, cum am făcut acum, pot să o fac. Da? Da. I-am permis totodată într-un asemenea context, poate în altul n-aș fi putut să fac asta. I-am permis să ia contact cu căței, să comunice un pic. Pentru că era gard sau la ce te Da, referi? da. Și totodată am avut ocazia să văd și ce fel de abilități are el de comunicare cu ceilalți, ce nivel de sociabilitate are. Și totuși nu este lipsit de abilități. Știe să dea din codiță, să se manifeste, să își folosească mirosul, să vadă ce e cu celălalt câine. Mi se pare un câine agresiv? Nu, Nu. nu. Doar că toate acele comportamente de care mi-ați spus mai devreme vin pe fondul poziției lui în raport cu dumneavoastră. Am Și înțeles. asocieri E ceva ce aș făcute pe putea să un context corectez. anume. Se poate. Contextul anume este în casă, unde e vizuina, unde se întâmplă totul, unde sunt resursele. De exemplu, aici poate să vadă despre ce este vorba, dar totodată are și libertatea de a decide ce face, și anume să părăsească Mir că locul și totuși să... respect bine. Și atunci când v-am zis că l-am pierdut pe șosea, că n-am terminat povestea, l-am considerat dus în pădure, nu știam unde, Da, mi-era și da. frică să trec pe partea aia altă să mă uit, că consideram că dacă mă vede pe partea aia altă să nu alerge spre mine. Da. Și mergeam așa pe drum pierdut, până la urmă bărbatul mi-a oprit mașina ca să ne recupereze pe noi și el a apărut foarte cu minte, dar era așa un punct pe Da, marginea da, 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 șoselei, da, a da, 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 respectat da. mașinile. Ce noroc a avut, Da, Doamne, ce noroc a nu, avut. era un subiect încheiat. Da, a avut noroc și ați avut noroc. Da. S-a Acum de desprins nu și a vrea să venit. fugă în șosea. Păi ce nevoie are să ducă în șosea dacă sunt atâtea mirosuri aici interesante pe care să le studieze? Și cum te comporți când te întâlnești cu un câine vagabond? Sau vagabond, un câine liber pe stradă? Asta e. Ce ai făcut aici? Nimic. Asta e problema pentru care nu-l plimbi pe acolo prin Popești, că noi stăm în Da. Popești, pentru că sunt foarte mulți. Hai, du-te tu, du-te tu. Nu știu dacă sunt neapărat maidanezi, dar câinii ăștia liberi. Maidanezii sunt teritoriali. Dacă vă duceți într-un loc în care ei își fac veacul, normal, Deci reacția trebuie să am grijă. instinctivă va fi să latre, să atenționeze că este teritoriul lor și să... O iei prin altă parte. Nu neapărat. Poți să o iei prin altă parte, însă, dacă el nu este conflictual și nu le certifică celorlalți că într-adevăr este un element Da, am înțeles. perturbator care chiar vrea să îi pună la încercare, aceia se vor relaxa. În general îi ignorați și îl controlați pe el. Vedeți, îl controlați mai bine din lesă zgardă chiar și în situația aceea decât din... Vedeți cum las lesa să se Lungească. scurcă, să se lungească, da? Am ajuns la punctul acesta și vine După mine. singur, da? Da. Uite, mai acolo ține. Da? Deci n-am de ce să fac mare lucru. Din poziția asta l-am influențat un pic și acum vine. Da? Vedeți că respiră altfel acum? Pentru că el se consumă, se informează mult, procesează multă informație și se consumă. Și totodată se și mișcă, se mișcă liber pe picioarele lui, poate lua decizii.
Asta îl face să se concentreze, da? Concentrându-se, ușor, ușor se creează un reflex. Când vede că ne îndepărtăm la o anumită distanță, știe că acolo se va întinde lesa. Și ia singur decizia de a se desprinde de stimulul la care este conectat și să vină după noi. Fie el miros, eu știu, fie ceva ce vede sau... De ce trebuie să țin câinele la pas când mă pot plimba cu el așa? Să-l țin așa. În rest, intervin asupra lui doar în momentele cheie, atunci când am nevoie. Nu este deloc necesar să folosesc forța sau am o lesă groasă care să nu se rupă. Să fiu sigur că nu scapă din... Este o zgardă care se strânge, deci nu-și va putea scoate capul din zgarda aia niciodată. Deci nu Da? poate să iei, că și Nu are așa... cum, pentru că cu cât trage mai tare, aceea se strânge. Deci nu Înțeleg. are cum să scoată capul din ea. Dar Deci în momentul în el nu care va... este acum lipsă de tensiune, aia nu se lărgește și posibil Păi, printr-o... nu are cum să lărgească pentru că este o tensiune constantă datorită... Nu, eu am înțeles. Da. Datorită acestui mecanism care are un arc, ține lesa tensionată într-un mod decent, da? Și aceea Va lesă trebui să-mi spuneți ce rămâne. să cumpăr, de unde să-i cumpăr. E vorba de o lesă flexi. Are cel mai bun mecanism de aici, Deci da? flexi însemnând sistemul sau denumirea? Denumirea. Eu, da. Lesă flexi. Așa. Vă recomand cu bandă Da. și totodată să aibă 8 metri, nu mai puțin de 8 metri. Puteți să vă comandați de pe Și net, puteți să vă duceți la Maxipet să vedeți. zgarda aceea. Și zgarda aceasta este 7-8 lei la Maxipet. Da? Da, o găsiți exact așa în formatul acesta, cu orice culoare. De exemplu, el s-a dus încolo, dar noi mergem încoace și el ne va urma. În condițiile în care noi mergem în treaba noastră, în condițiile în care noi Scuze. mergem în treaba, nu contează. În treaba noastră, el vede că nu stăm după el, totodată își dă seama că noi avem atitudinea de conducători, cei care își văd de drum și au pretenția să fie urmați. Nu sunt cei care urmează pe cineva. Da, Și normal. atunci intră el în poziție inevitabilă de follower. Da. Și dacă intră în poziție de follower, începe să mai întoarcă și privirea să vadă ce facem. Chiar dacă mergem față, el nu ne conduce pe noi și e conștient de treaba asta, pentru că știe că poate să se ducă în fața acolo. Uite, stai. Da, și aici îl pot opri. Da? Deci nu este nicio problemă. Pot oricând apăsa pe buton și îl devia. Dacă îl antrenez că reținerea de lesă, condusul din lesă înseamnă să-și schimbe poziția, să-și mute atenția, chiar și în față fiind, când l-am blocat odată, se întoarce. El poate să se oprească, dar noi nu stăm după el. De acolo, el ia o decizie. Ori îi urmez pe cei care mă conduc, ori dacă nu, s-a întins lesa și acum l-am convins cu o stimulare în plus să vină să ne urmeze. Dar o fac dintr-o poziție favorabilă. Lesa către cap îl conduce mai ușor decât... Pot oricând folosi butonul acesta Da. și îl conduce Am pe ce înțeles. parte vreau eu. Da? Câinele poate accesa ce vrea, deci nu e nevoie să-l țin pe loc, să nu miroasă, să nu vadă despre ce e vorba. Și vedeți că am exploatat orice fel de context. Nu a trebuit să fiu neapărat în parc, să fiu pe câmp, să fiu în spații din acestea în care îl pot manevra cumva.